Încă două porțiuni din drumul spre Runcu Mare din comuna Lelese vor fi asfaltate. Administrația locală a reușit să depună un proiect pe Angel Saligny în valoare de peste 2 milioane de euro, reușind să obțină și finanțarea aferentă. Cel mai probabil, din luna octombrie, va putea fi demarată licitația pentru acest proiect. Drumul spre Runcu Mare are o lungime totală de 24 de kilometri, în sat mai existând 46 de case. Edilul comunei spune că este imposibil să atragă dintr-un foc fonduri de 5 sau 6 milioane de euro și atunci a ales să modernizeze drumul pe bucăți. Intravilanul e făcut de vreo 5 ani, deci intravilanul din Runcu Mare este făcut și mai am două porțiuni pentru care am semnat contractul pe Angel Saligny. Am obținut, am deja trei săptămâni de când am obținut și ultimile avize, cel mai greu fiind avizul de la mediu și de la ape. El merge pe lângă apă și este drumul forestier. De l-am obținut, am făcut contractul de proiectare luna asta, că termenele sunt foarte mici de proiectare, deci luna asta, la sfârșitul lunii, trebuie să am proiectul cu toate devizele și în urma proiectului să facem licitația pentru execuție de lucrări și pentru tronsoane, finanțarea fiind deja obținută. Cel mai probabil, lucrările efective vor demara în primăvara anului viitor. În 2023, 8 gospodării arhaice din satul Runcu Mare au intrat în șantier și sunt restaurate cu fonduri europene, iar după finalizarea lucrărilor vor putea fi puse în valoare ca obiective turistice ale așezării pe ruta satelor cu arhitectură tradițională.